Salutare, salutare! Gata! Ea este Tăiuța, eu sunt mămica lui Tăiuța și împreună o să facem noi brăduți! Două felicitări de Crăciun! Da, și de brăduți! Am avut niște fursecuri. Da, da! Cu unt pe care le-a adus Moș Nicolae și care aveau așa ceva. Da? În concluzie, am zis că noi cu fursecuri, cu hârtiuțele de la fursecuri, o să facem niște decorațiuni. Da, mami? Da, brăduți. Perfect. Bun. O să coborâm un pic. Asta să se și vadă ce lucrăm noi aici, da? Bun. Avem niște lipici. Avem steluțe. Steluțe? Exact. Bandă. Niște bandă. Mi-am și niște washi tape, da, na, asta este un carton și ăsta a fost recuperat de la o cutie de croasante și o carioca. Și o carioca. Bun, ce facem cu... Astea sunt foarte mari pentru că sunt de la niște fursecuri destul de mari. Tăiem un pic din ele, da? După care le mai pliem o dată. Da. Perfect. No, pune lipici, uite aici, Ania, între ele, ca să se lipească. Și paia de cubești eu. Un lipici craft. Da, adică... Oarecare. De doctor. Așa. Hai că decupez eu. Acum, următoarea decupăm foarte puțin și a treia nu mai decupăm deloc. Nu, nu. Așa, stai un pic, mami. Așa, eu nu sunt bună de educatoare. Uite de aici. Bine. Uite de acolo. Te cupăm un colțișor mic. Care să-mi tai degețelul. Mic. Hai, lasă-mă să te ajut. Bine. O să pun că foarte că asta nu este bine. Ideală. Ideală. Așa. Vrei să colinzi? Nu. Păi poți să colinzi dacă vrei. Ne colinzi. Vrei să ne colinzi? Da. Nu, hai colindă-ne. Și feiatele. Reluăm. Ne colinzi? Da. Sau nu ne colinzi? Nu? Da. Bine. Ne colinzi altă dată. Ok. Ăsta, săracu, am de ortopopii, dar mai este încă unul destul de făinuț prin casă, trebuie să-l caut pe ăla. Uite, avem asta și sunt suficienți 3 brăduți. Așa. Super. Na, hai să-i lipim. Ok, pune așa, pe aici, lipici. Bine. Un pic de mai tare, trebuie să-l desfacem. Bine. Și așa pe mijloc. Și așa, pe tot pe mijloc. Da, peste tot, mami. De sus până jos, de sus până jos. Pic, 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 uite așa. Perfect! Acum, care era prima, care era a doua, care era a treia, că le-am zăpăcit de le-o lua supărarea. Uite așa, da. Bun, începem cu prima. Prima, de jos. Doamne, că în casa asta nimeni nu-i citov. Citov? Avem și o mâță care face o gălăgie. Da, da. Așa, următoarea vine asta. Dacă am sesizat bine și cea din capăt. Perfect. Acum punem o steluță mare. Așa. Nu, uite, punem aici un pic de lipici. Deci atât de simplu puteți să faceți felicitări. Pe mine, deci de ce m-am apucat iarăși de craft? Pentru că deja mă scârție pe creier, să zicem așa. Tot amalgamul ăsta, toată lumea face craft, toată lumea face handmade, dar de fapt cumpără din magazine diverse chestiuni, doar le fixează pe o bază și
Și wow, am făcut mare lucru, mare brânză, mare chestiune, cu toată povestea. Mie îmi place să văd lucruri originale, mie îmi place să văd lucruri simple, lucruri de efect, lucruri făcute, să zicem, de la zero, cu imaginație, cu... Uite, punem așa, două, trei, numai, nu poate mult. Dar și roz. N-avem roz, o să punem doar roșii, pentru că se asortează. Iar cum noi avem o grămadă de mătuși, avem o grămadă de persoane la care trebuie să dăm câte ceva. Da, câte ceva. Așa. O să le dăm cadou. Da, cadou. Câte o felicitare făcută de Tăiuța. Da, că suntem hamice. Da. Da. Punem vreo 5 globulețe, sunt mai mult decât suficiente. Câte ai acolo? Câte ai acolo, mama? 1, 2, 3. Și pe aia 4? Nu, uite, mai e încă una. 5. Și o să facem și o coroniță. Coroniță. Trebuie să facem mai multe coronițe, pentru că trebuie să dăm și la nășici și trebuie să dăm și la bunici. Și așa că o să trebuiască să facem niște chestiuni făinuțe pentru toată lumea. Nu vrea să steie? Mai insistă un pic. Gata. Gata. Postat. Perfect. Super. Dar nu mai pune. Nu mai pune. E bine și așa. Ok. Deci. Mai punem. Așa. Stați că vă mai arăt că mai avem și altceva de pus. Asta s-a terminat. Asta de ce am adus-o? Stați că vin. Imediat. Mov. Bun, m-am întors, da, ăsta e mov. Ok, am găsit aici, să-i punem brăduțului nostru o bucățică de ceva. De ceva. Așa, așa că ori punem o bucățică din ăsta. Sau o bucățică din ăta. Sau o bucățică din ăla, da. Ce zi de... din ăta. Ăla îl vrei? Da. E mai rustic. Tu să iupem. Dacă nu mă înșel, chiar bradii ăsta, pe care erau niște lichen, tot așa i-am folosit la un proiect de craft. Craft. Așa că pregătiți-vă să vedeți o grămadă de proiecte de la noi, de craft, de pentru craft. Crăciun. Pentru Crăciun. Da. Uite așa. Ce zici? Da. Arată bine? Da. Super, hai. Dar nu e lipit. Lipici? Nu, e lipit. Se va lipi, se va lipi. De cățel. Ok, am pus eu cam prea mult pentru câtă bucățica de... Pe cup. Așa. De copac. Frumos! Foarte frumos! Bun, am vrut să o fac un pic mai copilărească. Dacă o făceam simplă, fără asta, fără globulețe, fără absolut nimic, era mult mai cozy, să spunem așa. Cozy? Da, e un termen. Termen? Complicat. Și aici scriem... Și cu abatru! Bandă. Bun, ar fi fost mișto dacă aveam ceva mai finuț de scris, o cariocă mai finuță. Să vedem dacă astea n-ar fi fost mai ok, sunt mult mai subțirele. Uite, mami, de la astea, de la setul ăla, nu mi-aduci, te rog, o altă culoare. Stați, bine, căutăm și revenim. Am revenit. Copiii au marea capacitate de a pierde toate lucrurile. Ar avea seturi întregi de carioci, de toate felurile, formele și culorile, dar cine le mai găsește? Nu le mai găsește prietenii nimeni. Nu mai scârți, te rog, asta că mi se mișcă suportul care îi fai mama lui. Suportul de telefon. Și aici scriem un Merry Christmas, everyone! Wow. Merry Christmas! Meu
Man. Mary. Așa? Christmas. Yay! Yay, yay! Merry Christmas! Merry Christmas! Okay. Okay. Bun, și asta este primul model de felicitare pe care vi-l sugerăm. Ia uitați-l, ce frumos e! Am și o lumânare aici care miroase de numai. O lumânare făcută de mine. Bun, asta la cine o dai? Ia? La? Thank you. E cine? Păi nu știu. O punem în plic și o dăm la cineva. Oare la cine o dăm? La cine vrei tu? Hai să-i dăm la unchiul Vasic scrisoarea a ta. Deci este scrisoarea cu felicitarea pentru unchiul Vasic. Da. Asta este tot pentru astăzi. V-am pupat! V-am pupat!